Vremea nefiresc de frumoasă i-a scos din timp pe agricultorii în grădini. Și cum meteorologii prevăd temperaturi mari și pentru perioada următoare, semințele de legume sunt deja la mare căutare. Multe comenzi vin și pe adresa Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, una dintre puținele unități din țară în care se mai cultivă soiuri pur românești. Livrăm semințe în toată țara, în special la soiuri tradiționale, dar și la soiurile noi, cunoscutele tomate de Buzău, varza de Buzău, ceapa de Buzău și pe lângă acestea soiuri noi care au fost ameliorate, aclimatizate la stațiunea Legumicolă Buzău. Multe persoane solicită încă de pe acum și fire de răsad, dar distribuirea lor va începe după 20 martie. Mulți legumicultori au plantat în solarii semințe de roșii, ardei, vinete și castraveți pentru a obține răsaduri, iar apoi producții timpurii. Lucrăm intens la producerea răsadurilor de legume pentru spații protejate, răsaduri ce vor fi livrate după 20 martie și în jur de după 20 aprilie pentru câmp. Prețurile semințelor și răsadurilor rămân aceleași de anul trecut. Cercetătorii de la stațiunea Legumicolă Buzău sunt celebri în toată țara pentru anumite soiuri create în laboratoarele lor, varza de Buzău, ceapa diamant sau roșiile capriciu, dar și alte legume noi.